Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! E vineri seară, e început de weekend, bineînțeles, este muzica ta. Începem ediția acestei emisiuni cu un anunț, pentru că începe o perioadă foarte frumoasă din istoria televiziunii române, de aici, din Iași, pentru că în luna noiembrie TVR Iași aniversează 26 de ani de emisie. Și bineînțeles că se marchează acest eveniment printr-o serie de spectacole inedite ce vor avea loc, după cum știți, la Iași, Chișinău și Cernăuți. Proiectul transfrontalier pe care telespectatorii fideli ai televiziunii din Iași îl cunosc foarte bine. Nu degeaba am început emisiunea cu acest anunț, ci pentru că TVR Iași acordă 10 invitații duble la primul concert din seria proiectului Transfrontalier, care va avea loc joi pe 2 noiembrie la ora 18. Spectacolul va avea loc la Casa de Cultură a Studenților și va fi transmis în direct pe canalul TVR Iași. Va fi un spectacol folcloric, un regal folcloric, în care vedete consacrate și tineri interpreți de muzică populară, ansambluri folclorice din cele trei regiuni etnofolclorice, vor antrena publicul într-un spectacol eveniment. Pe scenă, dacă sunteți curioși, vor urca Veta Biriș, Nicolae Gribincea și ansamblul Plăieșii din Chișinău, Maria Iliuț, Alexandru Brădățan, Nicu Mâță, Ilie Caraș, Nicoleta Hafiuc. Toți vor fi acompaniați de către ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, dirijat de domnul Viorel Leancă, alături de soliștii ansamblului George Finiș, Rodica Andronic, Dana Dăncilă și Marian Gogan. De la Cernăuți vor veni pe scenă din Iași tineri, interpreți și dansatori. Și nu numai, vor fi mai multe evenimente despre care vom vorbi. Așadar, primii 10 telespectatori care ne vor suna în această seară vor primi 10 invitații duble la acest concert extraordinar pe care TVR Iași îl pregătește pentru cei care ne urmăresc. Pe 2 noiembrie, așadar, la Iași, un foarte mare concert. Nu știu cum să țin invitația, astfel încât să o vedeți. Numărul de telefon sper că îl cunoașteți. 0232 209020. Așteptăm telefoanele dumneavoastră și pentru aceste invitații, dar nu numai. În această seară, după cum observați, s-a schimbat puțin și decorul emisiunii și vestimentația mea așa. De ce? Pentru că am vrut să fiu cumva în ton cu invitații și cu muzica pe care o vom asculta în această seară. E un alt fel de gen față de celelalte genuri pe care le-am ascultat la muzica ta, dar e un gen pe care l-am mai ascultat la muzica ta. Ne-am mai întâlnit cu prietenii noștri vechi. Eu zic așa, pentru că cei din regie mi-au spus să vedem întâi despre cine este vorba, să nu anunț direct, așa că vă spun, în această seară facem dragoste. Am iubit așa cum iubiți și voi, iar uneori iubirea mea nu m-a iubit înapoi. Dar eu am luat-o, am împachetat-o și am știut ce să fac cu ea. M-am bucurat cum te bucuri și tu, iar uneori ce păcat și bucuria mi-a zis nu. Dar eu am luat-o, am împachetat-o și-am făcut și cu ea tot așa. Când iubim, când suferim, când uneori ne părăsim sau când stăm și glumim, pe toate le luăm, le împachetăm, le punem pe note și ne apucăm să facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste din orice. Orice drum, oricât de greu de trecut, dacă pui suflet pe loc, dragoste s-a făcut. E tot așa și cu muzica, se face dragoste doar dacă o cânti cu inima. Când cântăm, iar voi veniți să ne ascultați, când sunteți generoși și nemai și aplaudați. Mai apoi, când cântați și voi, vreți
vreți sau nu. Asta e, faceți dragoste cu noi. Da, facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste din orice. Dintr-un concert cu noi facem dragoste. Din rândul 1 și 2 facem dragoste. Din băieții din trupa Spam facem dragoste. Da, doar pentru că rimează cu Cosmin Vaman. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste, facem, facem dragoste. Facem dragoste din orice. Facem dragoste din orice. Încercăm să facem dragoste și la muzica ta în această seară cu Cosmin Vaman și Alexandra Andrei. Vă mulțumim tare mult că ați venit la noi în emisiune. Bună seara și bun găsit! Bună seara! Bună, bine v-am găsit! Dragilor, dacă vreți să intrați în posesia celui mai nou album pe care ei l-au lansat, puneți mâna pe telefoane 0232209020. Promovăm în această seară albumul Facem Dragoste, al cărui cântec dă titlul albumului. Am văzut și videoclipul acestui cântec. Minunat, vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Știu că ați avut lansarea cumva oficială, dar în această seară la TVR Iași facem lansarea aici a acestui album. Bună seară, mulțumim foarte mult pentru cum vă simțiți? Frumoase. Mai puteți? Din moment ce suntem aici, mai putem. Suntem... Pentru că e o perioadă aglomerată cea a promovării unui album. Este, este. Noi ne-am luat așa după cele două lansări de la București și de la Iași, ne-am luat o perioadă de o săptămână și un pic de pauză ca să ne putem reface, mai ales că avem drumuri de făcut în continuare la Piatra Neamț, Bacău, Cluj, Timișoara, București din nou un alt concert. Pe unde mai mergem? Atunci o să ajungem cu el în multe locuri. Deci drumul continuă, nu? Da. Drumul pe care l-ați început acum 2 ani, în 2015, când ați lansat primul album, continuă cu Facem Dragoste. Povestiți-ne voi mai mult despre acest material. Când a apărut ideea? Câte cântece conține? Cu cine l-ați lucrat? Eu știu câte ceva, dar cu siguranță vor și prietenii care ne urmăresc să afle. În primul rând o să spunem că e un album al trupei Spam. Noi, Alexandra împreună cu mine și împreună cu încă trei colegi, este vorba despre Alexandru Cismaru, Tudor Olaru și Ciprian Diaconu, noi formăm o trupă ceva mai mare decât am încăput în, în studioul de aici în seara asta. Colegii noștri sunt la București. Sunt la București, voi sunteți ieșenii din trupă, nu? Dar da. Și-ar fi dorit foarte mult să fie la ea și din motive logistice o să suntem doar noi, dar o să ne întâlnim probabil aici și cu toții la un moment dat. Este un proiect al trupei noastre, este un disc care, la care am muncit aproximativ un an la partea de producție. Noi am muncit două săptămâni. Domnul Victor Panfilov asta și-a reparat ce am stricat mai. Da. Asta și-a muncit și a bibilit toate piesele. Le-a făcut să sune așa cum sună de pe... Sună foarte bine, dar nu cred că am muncit chiar foarte mult, pentru că voi oricum sunați foarte bine și live, așa cum o să vă și ascultăm în această seară, cât de curând. Eu vă știu că am fost și la câteva concerte de ale voastre și sună foarte bine. Primul album îl am, de-al doilea sper să fac rost, astfel încât pe drumul spre Botoșan să avem ce asculta în mașină, pentru că acolo îl ascultăm. Chiar cum e cu CD-urile în ziua de astăzi? În afară de mașină, unde se mai ascultă CD-urile? Sunt un fel de mărturii de la nuntă. Când vine lumea la un concert de-al nostru și au amintire, un CD, că așa foarte mulți nici nu au la ce să-l asculte, adică nu mai combine audio, avem tot mai puțin, laptopurile, unele dintre ele nici măcar nu mai au acel... cum se cheamă, CD... CD-ROM. CD-ROM, așa. În mașină îl ascultă lumea, oamenii vin la concerte la noi, ne ascultă pe noi, ne aplaudă, iau CD-ul, după care ne roagă, te rog frumos, poți să-mi dai un link să descarc și eu cântecele, uite, l-am cumpărat, dar aș vrea totuși să le ascult. Și dacă ar fi să dăm un pont celor care ne ascultă, există un link unde... Facemdragoste.com este linkul unde se pot găsi lucruri. Bun, da. Și de ce facem dragoste? De ce acest imperativ?
Alexandra? Titlul albumului poartă... avem o piesă care se cheamă Facem Dragoste, din orice, asta e ideea titlului albumului. Ni s-a părut nouă un titlu bun de promovare, în special, și pentru că lumea, în general, se înconjoară de dragoste și muzica noastră este făcută din dragoste. Și am zis că, ok, ăsta cred că este cel mai potrivit. Sugestiv titlu, nu? Bine, ideea noastră este că poți lua orice lucru din viața ta, inclusiv locul tău de muncă sau drumul pe care îl faci până la serviciu sau până la cineva care ți este drag. Orice, absolut orice, dacă pui suflet acolo, se transformă în dragoste. Ideea nu e că facem dragoste, cum se gândesc probabil unii dintre telespectatori, că am vrut noi să spunem, poate să se gândească, e ok, vineri seara, dar ideea este că poți lua orice lucru din viața ta și dacă pui suflet și dacă te implici și dacă ești prezent acolo, lucrurile se transformă în mod magic în dragoste. Asta este povestea din spatele titlului albumului, dar e adevărat că e un titlu care, cum să zic, îl face și un cadou bun pentru timizi. Corect. E o idee foarte bună și de cadou, dar eu zic să ascultăm și ceva live proaspăt aici în studioul TVR Iași. Încercăm? Da. Vom fi liberi sau... Da, o să vă cântăm un cântec, apare și pe albumul Facem Dragoste, un cântec care se cheamă Vom fi liberi. Până atunci, voi nu uitați de numărul de telefon. Așteptăm să ne sunați și să ne luați invitațiile și CD-urile. Cosmin Vaman și Alexandra Andrei, Vom fi liberi! Ne vor tăcuți, ne vor cu minți, parcă nici n-am avea părinți, ne naștem din 30 de arginți. Copiii din îmbrățișări ni se dau jos și-și fac cărări și-și fac copii în alte țări. Alegem numai din nimic, ni viața răul cel mai mic, speranțele se dau la plic. Când parcă n-avem niciun rost, îl căutăm în ce am fost, ne facem din el adăpost. Noi vom renaște din cuvânt, vom scoate capul din pământ, reîmpărțiți noi vom fi liberi, doar uniți. Și când nu vom mai aștepta, când ochii vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa, doar așa, doar așa. Noi vom fi liberi, doar așa. Dreptul nu e ca să-l ai, ci felul în care trebuie să stai. Ne facem cruce tot mai rar, ne sprinse mâinile și par că nu mai ies din buzunar. Se vede totul foarte clar când vor să ne ofere în dar lumină de la girofar. Se parte lumea, noi și ei ne țin poveștile sub chei și feți frumoși ne sunt zmei. Noi vom renaște din cuvânt, vom scoate capul din pământ, ne împărțiți, noi vom fi liberi, doar uniți. Și când vom mai aștepta, când ochii vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa, doar așa, doar așa. Vom fi liberi, doar așa. Copiii voștri nu mai vor să tacă, să învățați ce să nu facă cu viețile lor. Copiii voștri ascultători sunt acum vorbitori, nu știu să tacă frumos, au capul în nori, dar nu în jos, nu. Vom renaște din cuvânt, vom scoate capul din pământ, împărțiți noi vom fi liberi, doar uniți. Și când nu vom mai aștepta, când ochii vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa, doar așa, doar așa. Noi vom fi liberi, doar așa. Vom fi
fi liberi, un bonus track, văd eu aici, pe acest album. Știu că acest cântec a apărut într-un moment mai delicat. Când ai scris acest cântec, Cosmin? Da. Cântecul a apărut cumva întâmplător în urmă cu 2 ani. Știm cu toții ce tragedie oribilă s-a întâmplat în urmă cu 2 ani. Te referi la colectiv? La colectiv, ca să mă știe refer, și da? Cei care ne ascultă. Comemorăm chestia asta, întâmplarea asta groaznică luni, cred, nu? Da, zilele acestea. Era un cântec scris aproximativ scris dinainte, era un cântec în general despre a fi buni, de fapt, niciun cântec patriotic, niciun cântec despre colectiv inițial nu era. Era un cântec despre faptul că ar trebui să fim uniți în sensul de a fi mai buni unii cu ceilalți, că dacă deschidem orice calculator acum, dacă deschidem internetul, dacă schimbăm canalul, aici oamenii sunt buni pe TVR, așa. Dacă schimbăm canalul, să vedem că toți oamenii sunt răi unii cu alții de la un capăt până la celălalt, în politică, în sport, în oriunde. Ieșim în stradă și vedem pur și simplu oameni care parcă asta au ca prioritate, să fie răi unii cu ceilalți. Și cum să zic, nu e un cântec patriotic. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat acum 100 de ani, când am reușit să fim uniți fiind împreună, poate ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Prea multă răutate peste tot. Dar veniți voi cu muzica voastră și încercați să schimbați lucrurile și să vorbiți despre valori, despre libertate, despre dragoste. Haideți să luăm și primul telefon. Spunem, alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Numele meu este Lena Marianciuc și sunt din Suceava. Și știți că sunteți câștigătoarea unei invitații la spectacolul folcloric TVR Iași 26, nu? Vă mulțumesc mult, da. Dar v-am sunat mai mult pentru că astăzi este ziua mamei iubitului meu, care este un telespectator fidel al emisiunii dumneavoastră. Ne bucurăm mult. Se numește Viorica Angel, este din Suceava. Și vreau să, cu această ocazie, să-i spunem că o iubim cu toții și că îi urăm la mulți ani și să fie sănătoasă, să ne bucurăm mulți ani de aici înainte de ea. Și știu că este o foarte mare iubitoare de muzică populară, dar cu siguranță și muzica din această seară o să-i placă. Cu siguranță și pentru acest fapt, Cosmin Vaman și Alexandra Andrei vă trimit acasă și acest album Facem Dragoste. Lăsați detaliile în regie. Vă mulțumim frumos că ne-ați sunat. Sănătate și numai bine celor dragi ai dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu foarte mult și multe emisiuni frumoase de aici înainte. La revedere! Mulțumim, vă mai așteptăm la muzica ta! Așadar, rămăsesem la cântece. Am văzut în deschiderea emisiunii un videoclip frumos la piesa care a dat titlul. Spuneți-ne câte ceva și despre acest videoclip. Spune-te. Să spun tot eu. Videoclipul este făcut, nu că fără știrea noastră, dar n-am avut absolut nicio treabă cu el, pentru că am înțeles că aveți mulți prieteni, nu? Avem mulți prieteni, altfel n-am avea videoclipuri dacă n-am avea prieteni, că avem prieteni care ne fac videoclipuri gratis. Vreau să spun, este o domnișoară foarte talentată pe care o cheamă Oana Puicănescu, ea este studentă în Cluj la video ceva, cinematografie, studiază chestii de genul ăsta. Și se pricepe, evident se pricepe, mai bine decât ne-am pricepe noi să facă lucruri din astea și mi-a scris, mă rog, că vrea să fac un videoclip pe piesei. Pentru o piesă. Să alegem noi că place cum cântăm și vreau să fac un videoclip. Și am zis că ne-am făcut că ne gândim ca să pară că suntem greu abordabili. Evident că răspunsul era da. I-am trimis vă 4 cântece de pe noul disc. Le-a ascultat, a preferat să facă la cântecul ăsta, că e foarte vesel așa și pozitiv. A adunat niște actori, nu știm cum i-a găsit și cum, în Timișoara, undeva, este filmat la Muzeul Consumatorului Comunist, este filmat videoclipul. Am emoții, acum nu o să le spun numele, că nu vreau să greșesc, dar îi găsește lumea pe YouTube. Sunt foarte talentați și foarte telegenici și le mulțumim foarte mult dacă dau peste înregistrare acestei emisiuni. E interesant așa, să ai prieteni să-ți facă videoclipuri gratis și din inițiativa lor, dar nu v-ați supărat că n-ați apărut și voi în videoclip? N-aveam cum să apărăm, da. Cu siguranță ei sunt actori, se pricep la a apărea la TV, nu ca noi. Dar, de exemplu, nu știu, am observat așa în videoclipurile voastre că voi nu prea vreți să apăreți prea mult, mai mult apar alții pentru voi. Discutăm și despre celălalt videoclip interesant al vostru, care promovează orașul Iași, îl vedem mai târziu. Cum e cu muzica? Reușește un artist independent să trăiască din muzică în zilele acestea? Reușește și nu să trăiască din muzică. Dar dacă îți place ce faci, nu poți trăi fără muzică. Așa că n-ai de ales și cânti în continuare. Probabil am putea trăi din muzică dacă ne-am ocupat ceva mai serios și am muncit ceva mai mult pentru asta.
Avem și locuri de muncă pentru că... În ce domenii activați? Asta, Alexandra, pentru curiozitatea celor care ne ascultă și ne privesc. Eu sunt asistent de imagine într-o corporație în Iași. Mm-hmm. Înseamnă că de asta n-ai reușit tu să vii la un matinal la care a venit doar Cosmin, din păcate, acum înțelegem. Dacă nu le dă drumul de la Amazon dimineața să vină. Și eu... Așa. Iar eu lucrez la o universitate din Iași, nu dăm nume, de ei. Prima universitate din România, Cuza, o știe toată lumea, asta nu-i reclamă. Unde lucrez la departamentul de imagine, de marketing. Universitatea care împlinește 157 de ani, dacă 157 nu mă șer. De ani împlinește, am plinit alaltări. Așa. Ieri am plinit 157 de ani. 26, așa. 26. Și încă sărbătorim, uite, e un prilej să sărbătorim acest lucru cu o piesă, în urma mea. Uh-huh. Mai cântăm? Sigur. Ne-am tras inima prin foc și pe tabla ta de joc mai e doar fum. Un regat fără comori, o regină deja pe alt drum. În armate regate construiești pe unde treci, nimic nu pătrunde în temnițele reci în care ascunzi inima ta să nu poată nimeni fura. Dar cine te apără de tine, oare cine? Mai știi când ți-e rău în urma mea? Cine va rămâne să stingă lumina în sufletul tău? Toată lumea s-a predat, lângă noi ceasul a stat, nu e decât un jur amuțit, ce mai e de cucerit, nici nu mai știu. În armatele tale nu e loc și de da și de nu. În vorbele tale nu încap și un eu și un tu. Pe câmpul de luptă zace inima mea, deja cucerită, uitată deja. Cine te apără de tine, oare cine? Mai știi când ți-e rău în urma mea? Cine va rămâne să stingă lumina în sufletul tău? Dar cine te apără de tine, oare cine? Felicitări! Dragilor, trebuie să vă reamintesc de concertul care va avea loc joi pe 2 noiembrie la Casa de Cultură a Studenților și pentru care noi aici la TVR Iași, în cadrul emisiunii, oferim 10 invitații. Dacă le doriți, vă rugăm să ne sunați 0232209020. Să știți că va mai fi un prilej prin care veți putea obține aceste invitații dacă veți urmări și veți suna luni dimineața în cadrul matinalului regional Cafe de aici, de la TVR Iași. E un concert eveniment, un concert care marchează acest proiect transfrontalier Iași Chișinău Cernăuți, ce aniversează cei 26 de ani ai televiziunii regionale din Iași. Ne întoarcem la invitații noștri, la Cosmin Vaman și la Alexandra Andrei. Voiam să vă întreb, voi cântați folk sau cântați și alte genuri? Adică, nu știu, care e granița genului muzical pe care voi îl abordați? Eu aș vrea să urez la mulți ani postului de televiziune TVR Iași.
Că de fiecare dată când ai spus de concert, am zis trebuie să-mi amintesc să zic la mulți ani și după aia schimb subiectul și uit să zic. Ca și să uite zic... că și mi-am amintit că trebuie să spun ceva. Da. Că am vorbit cu domnul Horia Gomeni, pe care îl salutăm. El spunea, măi, uite, copiii ăștia doi se plângeau așa că e greu cu folchiștii, că nu prea sunt invitați la televizor, dar iată că TVR ia și are cumva grijă de voi și pentru că faceți lucruri de calitate, vă invită și în astfel de emisiuni să promovați muzica. Și asta pentru că nouă ne place de voi și ceea ce faceți și sperăm că și cei care ne urmăresc sunt de aceeași părere. Așadar... Da, dar nu pentru că ne invitați. Adică mulțumim foarte mult pentru că ne invitați, suntem recunoscători, dar nu de asta. Eu mă uit așa, mă gândesc, poate pentru că sunt eu foarte familiarizat cu locul, vin des aici. Dar sunteți așa de prezenți în viața comunității și peste tot și la serviciu, mă întâlnesc cu voi și aici și multe lucruri. Încât am impresia că sunteți întotdeauna aici. Dacă deschid carte de istorie lângă Junime, mă aștept să văd ceva despre TVR Iași. Aproape că nu vine să cred că faceți doar 26 de ani, oricum mulți înainte și... La mulți ani tuturor celor care lucrează aici. Mulțumim, adică părem mai bătrâni, nu? Spune domnul Gabi din regie. Nu păreți foarte atât de profesioniști încât parcă faceți asta dintotdeauna, nu doar de 26 de ani. Care 26 de ani mai puțin decât am eu. De exemplu. Mulțumim că ne alintați. Ca să răspundem și la întrebare. Ca să răspundeți la întrebare. Cântăm ceea ce ne place să cântăm. Dacă cei care o să sune, mai avem două discuri. Pentru încă două persoane care sunt aniversate. 0232209020 este afișat și pe banda de jos a ecranului. Cine o să primească acest discuri ăștia să-l cumpere cineva? Deci cine îl primește o să descopere că muzica noastră este de multe feluri. Este muzică mai dinamică, mai orchestrată, mai pop, mai rock, mai folk, mai de toate felurile. Acum că suntem noi doi aici singuri cu o chitară în brațe, pare că e folk și nu ne deranjează. Puteți să spuneți că e folk, dar noi ne bucurăm dacă ascultați ceea ce cântăm noi, cuvintele noastre puse pe muzică. Dar colegii voștri cu ce instrumente vă acompaniază? Alexandru Cesmaru, chitară acustică și electrică, Tudor Olaru, chitară bas și Ciprian Deaconu la percuție. Dar acum o curiozitate personală. Folclor ați încercat să cântați așa cu chitarele? Vezi, încercăm? Eu aș vrea să încercăm. Dacă se poate. Ceva ce știm, adică să ne facem de râs. După pauză încercăm după ceva. După pauză. Din păcate la TVR Iași muzica ta nu avem pauză. Avem pauză că mai dăm un videoclip și avem noi timp să repetăm ceva. Nu știu, e gata videoclipul? Să mai cântăm o piesă deocamdată. Mai cântăm o piesă. Mai cântăm o piesă. Să fie, nu știu, să plâng. Asta să fie. Da. Ai ghicit exact ce chiar scrie nu pe foaie. Chiar nu știi să plângi? Dar cineva zicea că și băieții plâng câteodată. Este încă una dintre minciunile pe care le spun câte ce mai sigur că știm. Nici acum să curgi din ochii mei.
pentru tine, n-o să le alung din mine, lacrimile pentru tine. Dar eu nu lacrimile știu să pentru tine, mai n-o să le alung din mine, lacrimile pentru tine. Și Alexandra Andrei, nu știu, parcă nici n-aș mai spune nimic efectiv după ceea ce cântați voi. E așa o stare și o magie pe care o creați și iertare că trebuie să o stric prin natura meseriei mele. Și tot prin natura meseriei mele, dragilor, trebuie să mai fac un anunț. Mâine, 28 octombrie, la Casa de Cultură a Studenților din Iași are loc preselecția pentru concursul din bătrâni din Oameni Buni. Concurs pe care bănuiesc că îl știți, e un concurs cu vechi se pregătește de ediția a 10-a, ce se va desfășura în zilele de 25 și 26 noiembrie 2017 aici în Iași. Așadar, dacă sunt curioși și participanți care ar vrea să se înscrie, nu uitați, mâine 28 octombrie vă așteptăm începând cu ora 10 la Casa de Cultură a Studenților. Veți avea de pregătit o doină, o baladă și un cântec propriu-zis. Dacă vă înscrieți, mult succes! Și iată că mai avem încă un telefon pentru invitații noștri. Alo, bună seara! Bună seara! Grigore Mitrescu vă salută cu mult, mult drag și cu mare emoții din Botoșani. Bună seara și ne bucurăm Cosmin tare mult că ne urmăriți! Alexandra Andrei, Cosmin Vaman, ne avem pe Facebook ca prieteni. Este o mare emoție pe care nu știu dacă o depistați în glasul meu. Sunteți niște oameni minunați. Vreau să știți că sunt sute de momente pe care le-am trăit alături de voi, la o intensitate fantastică, așa cu căștile pe urechi și mi-este foarte, foarte, foarte drag de voi și sper să vă pot auzi cu piese noi și în anii care vin. Mulțumim, Sofie. Eu am o întrebare. Aveți vreun album acasă al acestor doi... Am, sigur că da. Am, din păcate, fără autograf pentru că am ratat concertele. Dar nu-i departe, Botoșaniu de Iași, treceți într-o fugă pe aici, acum pe la Iași. Acum aveți și... două, dintre care unul cu autograf. Nu? Auziți, Cosmin spune că veți avea două, dintre care unul cu autograf. Asta înseamnă că vă trimit albumul Facem Dragoste la Botoșani, cu tot cu autograf. Mii de mulțumim, vă sunt recunoscător și la mulți ani te vă Iași, cu mult drag. Mulțumim, rămâneți aproape, vă așteptăm la spectacol, la concerte, dacă reușiți, dacă nu, în fața micilor ecrane, pentru a urmări transmisiunile speciale care vor avea loc cu ocazia celor 26 de ani pe care îi împlinește televiziunea din Iași. Vă mulțumim pentru telefon și pentru fidelitate. Și vă sunt recunoscător încă o dată pentru că aduceți în fața noastră oameni de un așa calibru și vă doresc tot ce e mai bun și în zilele și anii care urmează. Asemenea și noi. Numai bine. La revedere. La revedere. O seară cât mai frumoasă. Aveți foarte mulți fani. Vezi, de data asta n-a trebuit să plătim pe nimeni să sună să ne laude. A sunat singur. N-am auzit numele, dar că nu s-au destul de bine studio. Știu că aveți foarte mulți fani. Ați avut până acum, nu știu, o întâlnire din asta... Știm noi în regie cum îl cheamă, spune domnul Gabi din cască. Ați avut o întâlnire de asta mai... ciudățică sau mai amuzantă cu anumiți fani sau oameni care vă îndrăgesc? Cred, mie mi s-a întâmplat odată să mă întâlnesc cu o fană la toaletă, mă spălam pe mâini și m-am îmbrățișat când m-a văzut și eram cu săpun pe mâini. Da, sunt foarte emoționante momentele acestea pentru că eu nu știu, de exemplu, cum să reacționez, încerc să fiu cât mai plăcută și atunci... Dar tu prin firea ta ești foarte plăcută, nu știu cum altfel ai putea sunt să fii. Sunt și timidă, foarte timidă. Cosmin, ție ți s-a întâmplat ceva mai neobișnuit? Cu siguranță mi s-a întâmplat, dar nu vine acum aminte să povestesc nimic. Cineva așa pe stradă să vină o poză, un selfie. Se întâmplă din asta, sigur, se întâmplă chiar, o să spun chiar foarte des, că nu știe nimeni dacă e adevărat sau nu, dar nu vă țineți pe mine pe stradă. Nu, dar chiar se întâmplă și, cum să zic, eu mă bucur când, eu știu...
mi se întâmplă mie să văd pe cineva pe care îl admir pe stradă, ori prin Iași, ori prin București, să n-am curaj să mă duc. Și, na, mă simt foarte bine atunci când cineva își face curaj și vine la mine, deși nu e nevoie de așa mare curaj. Dacă cineva mă vede pe stradă și vrea să-mi schimbăm o vorbă sau ceva, putem face oricând. Mai aveți timp și pentru alte pasiuni? Pentru alte hobby-uri mai încape? Între muzică și joburile pe care deja le aveți? Mai în cap alte îndeletniciri care vă fac plăcere? Nu știu, citiți, mergeți la film, consumați, da, la alte concerte? Da, uite, sunt o consumatoare de concerte live, oricând am ocazia merg. Pe cine ascultă Alexandra Andrei? Dacă pe ea o ascultă toată lumea, ea pe cine ascultă? Uite, ascult muzică românească, Byron, de exemplu, Urma, Adam Milea, Nicu Alifantis. Ceva ce nu prea se aude pe radiourile noastre, în general. Din păcate. Da, Cosmin? Nu mai am timp și cu toate astea totuși mai fac și alte, tot felul de alte lucruri. Am un podcast, de exemplu, o să-l reiau în curând. Pentru cei care nu știu, un fel de emisiune la radio, numai că nu se dă la radio, că n-ar difuza nimeni, se dă pe internet. Se cheamă Why Not? Un podcast în care împreună cu o prietenă pe care o cheamă Simina Ignat și stăm și bem vin și invităm oameni și vorbim la un pahar de vin despre tot felul de lucruri. Plus, o grămadă de alte lucruri, nu povestesc eu acum tot ce fac, dar și ascult muzică. Uite, de exemplu, trebuie să mai spun ceva și o să o leg cumva de întrebarea ta, apropo de muzica pe care o ascultăm și o admirăm. La lansările noastre de la Iași și la București ne-am bucurat foarte mult să avem un invitat care a cântat alături de noi aproape toate cântecele din concerte. Este Mugurel Coman, pianistul, clăparul trupei Taxi, trupă pe care noi clar o admirăm și o iubim foarte mult. Suntem și prieteni de mult timp. Și ați cântat împreună cu ei. Și am și cântat și acum, cum să zic, a fost parte din sufletul trupei. Fără el ar fi ieșit mult mai puțin bine. Tot domnul Gabi mi-a spus în cască că în această seară pe TVR se va transmite un concert este un concert live pe Lăpușneanu, am înțeles, un concert live pe Lăpușneanu de jazz, așa că dacă sunteți amatori, la 8:30, 20:30, după ce se termină emisiunea, mergeți pe Lăpușneanu și ascultați jazz live. Da, uite, eu o să mă îndrept acolo, aveam un plan. Pentru Alexandra, am înțeles că e o informație special pentru tine transmisă. Da, mulțumesc. Da, domnul Gabi. Știam deja, mulțumesc. Domnul regizor din această seară, să știți că vă cunoaște foarte bine, vă apreciază, vă urmărește și din câte văd, vă știe foarte bine și gusturile. Pe stradă, știi unde stăm, ne urmărește dimineața, seara. Auziți, da, cu finanțarea, cu promovarea, vă ajută așa cineva în general sau... Dar în loc să vorbim lucruri vesele... Da? Păi nu. Se leagă cumva de următorul videoclip, de asta întreb. Pentru că vom urmări noaptea în Iași și știu că e un videoclip făcut cu buget zero. Următorul videoclip, deci nu ne-a costat nimic. Chiar dacă apar tot felul de personaje, da, nu? Dar nu ne-au cerut bani. Sunt prieteni, unii sunt prieteni, alții care nu ne erau prieteni și nu ne cunoșteam, gen personalități, o să vedeți. Eu zic să-l vedem și să povestim mai multe după. Da, sigur. Noaptea în Iași, trupa Spam. Sta, nu dormi, nu aștepta. E luna pe cer și n-are ce lumina. Polițiștii dorm și ei. E sâmbătă, e trecut de trei. Și sare în aer dragostea din tei. Se întâmplă ceva și-mi pare nefiresc. Orașul ăsta a pustei, când te iubesc. Vino să ne ascundem de soare, să umplem străzile de culoare. Inima ta în mâna mea să o lași. Să dansăm pe trotuare, stelele ne sunt reflectoare. Hai, luminează noaptea în Iași. Vino să ne ascundem de soare, să umplem străzile de culoare. Inima ta în mâna mea să o lași. Să dansăm pe trotuare, stelele sunt reflectoare, hai luminează noaptea în Iași. Parapara, rarapara, rapara, taratara, papara, taratatata. Unde oameni ca noi dansează sub pământ.
rău, în seara asta ai un palat doar al tău și un poet care păzește liniștea, ne face cu ochiul când îmi zâmbește așa. Vino să ne ascundem de soare, să umplem străzile de culoare, inima ta în mâna mea să o lași. Să dansăm pe trotuare, stelele ne sunt reflectoare, hai luminează noaptea în Iași. Hai luminează noaptea, hai luminează noaptea, hai luminează noaptea în Iași. Hai luminează noaptea, hai luminează noaptea, hai luminează ai capitala dragostei de tine. Oh! Vino să ne ascundem de soare, să umplem străzile de culoare, inima ta în mâna mea să o lași. Să dansăm pe trotuare, stelele sunt reflectoare, hai luminează noaptea în Iași. Hai luminează noaptea, hai luminează noaptea, hai luminează noaptea în Iași. Hai luminează noaptea, hai luminează noaptea, hai luminează noaptea în Iași. Hai luminează noaptea, hai luminează noaptea, hai luminează noaptea în Iași. numărul de telefon la care așteptăm să ne sunați și noi să vă oferim aceste invitații care vă duc la concertul TVR Iași 26, ce are loc joi 2 noiembrie la Casa de Cultură a Studenților. Un concert susținut de Primăria Iași, de Consiliul Județean Iași și de Consiliul Județean Suceava. Și că tot veni vorba de Primăria din Iași, am văzut acolo un personaj interesant în videoclipul vostru. Da. De ce noaptea în Iași? Pentru că de la... Hai să salutăm pe domnul primar. Salutăm pe toată lumea care apare în videoclip. Dintre toți oamenii care apar în videoclip, într-adevăr, domnul primar e singurul care nu mă cunoșteam și l-am contactat și după foarte scurte negocieri timp de o săptămână a fost amabil și a acceptat să apară în videoclipul nostru, deși noi în timpul liber al meu, în timpul ocupat al dumnealui, suntem oarecum adversari. Adică suntem adversari în vedere al... Că îmi răspunzi acum la o altă întrebare. Deci da. Tu mai ai timp și de altceva. Se pare da, că mai exact. Există timp și pentru altceva. Dar este un cântec pe care, în ciuda acestor adversități, noi am vrut să facem un cântec pentru toată lumea, de care să se simtă reprezentați toți oamenii din ea și pe care să-l iubească toată lumea, nu numai prietenii mei sau prietenii altcuiva. Dar nu cred că e vorba de adversități, pentru că, până la urmă, politica e pentru oameni și toți bănuiesc că aveți același scop de a fi oamenilor și cetățenilor mai bine, nu? Că unora le reușește, că unora nu. Dar să știi că aveam o întrebare pentru tine legată de acest subiect. Dacă vrei, facem politică, dar stricăm seara oamenilor, ar fi și putere. Nu, vreau să te întreb așa. Hai. Dacă ai ajunge într-o funcție mai bine cotată, să spun așa, care ar fi trei lucruri pe care ai vrea tu să le implementezi și, nu știu, să le schimbi sau să le propui? Depinde foarte mult de funcția la care ne referim. Pot să spun despre... Ce vrea să faci? Niște lucruri de care cred eu că avem nevoie noi aici, comunitatea noastră. Cred 1, 2, 3 și scăpăm de subiectul. 1, 2, 3, uite. O să spun că eu cred că, de exemplu, un oraș nu are nevoie doar de străzi reparate, ci are nevoie să devină un loc în care oamenii să-și dorească să trăiască. Calitatea vieții ar trebui să fie una dintre priorități. Apoi, să știm pe termen lung unde vrem să ne ducem. Nu cred că ajută să cârpim lucrurile, deși multe au nevoie să fie cărpite, școlile au nevoie de reparații și așa mai departe, dar dincolo de lucrurile astea ar trebui să privim și să vedem unde vrem să fim peste 20 de ani, unde vrem să, în ce fel de lume vrem să trăiască copiii noștri. Și apoi aș face în așa fel încât orașele noastre, pentru că nu suntem vizual urmăriți doar în Iași, suntem și, uite, și în Botoșan și în Suceava și în multe locuri, în Bacău, știu că se uită mama, aș vrea să ne spunem mai cu mai multă vigoare cuvântul atunci când vine vorba de propriile noastre interese și să le apărăm ceva mai cu tărie și mai convinși că e nevoie de lucrul ăsta, că da, se dă lumina de la București, dar contribuim toți la lumina aia. Așa e. Bun, mulțumesc. Gata. Subiectul încheiat, curiozitate pe care mi-am potolit-o așa. Cântăm? Am promis că o să cântăm muzică populară după videoclipul ăsta și dacă am promis, ne ținem de cuvânt, mai mult tu, că noi
Da, eu zic să încercăm împreună. Eu nu știu. Cântă cucu bătălina, de răsună Bucovina. Cântă cucu bătălina, de răsună Bucovina. Cântă cucu într-un brăduț, de răsună Cernuț mai. Cântă cucu într-un brăduț, de răsună Cernuț. Suficient. Îți mulțumesc mult. Cred că nu, dar uite, asta chiar e o onoare pentru mine să cânt alături de tine și cumva și sper că v-am făcut o invitație dumneavoastră la concertul, la concertele acestui proiect transfrontalier care se desfășoară la Iași, la Chișinău și la Cernăuți. Poate prin cântecul ăsta v-am întărit cumva și invitația. Pentru voi am niște întrebări un pic mai speciale. Aoleu. Mai scurte. Ce ați face dacă ați câștiga 1 milion de euro? Alexandra. Probabil aș investi în educația mea muzicală, aș face studioul special pentru trupa SPAM. Mm-hmm. Și să... Și tot ar mai rămâne. Să investesc în, în viitorul nostru, de fapt. Cosmin, probabil aceeași întrebare sau altă? Da, probabil aș lua o casă lui fiică mea, după care i-aș cheltui pe prostii, că așa sunt eu și în 2 ani iar ar trebui, aș avea nevoie de bani. Atunci cred că te-ai apucat de loto, poate. Ce înseamnă lux pentru voi? Lux. Lux pentru mine, de exemplu, înseamnă să ai timp să faci absolut ce vrei atunci când vrei. Lucru pe care poate nu l-am dorm? Și atunci când să dorm. Uneori să dorm, de... uneori să dorm este tot un domnul lux. Gabi știe. Da. Da. Cred că asta înseamnă. Să poți face absolut ce vrei când vrei tu. Da. Da, subscriu. E ceva ce vă doriți foarte mult și încă nu ați obținut, nu ați realizat? Eu să călătoresc cât mai mult. Multe lucruri, dar ce pot eu să spun acum în emisiune este că ne dorim foarte mult să cântăm la Cluj. Lucru care nu s-a întâmplat de ani de zile, că de câte ori suntem pe cale să cântăm la Cluj, nu ajungem acolo, dar o să ajungem anul ăsta, se pare. Aveți vreo țăcăneală? Dar nu se înțelege din cântecele pe care le cântăm, din videoclipuri, sigur că avem. Da, le punem în muzică atunci când le avem și facem dragoste din ele. Ce grupă de sânge aveți? Știți? Cunoașteți? Eu nu știu. Că sunt fie rușine. Da, deci nu știu. De luni trebuie undeva. Să mergeți cumva la doctor, da, să verificați și acest aspect. Mm-hmm. Ce vreți să vă faceți când veți fi mari? Da. Bunic, vreau să mă fac. Bunic, vrei să te faci? Da. Foarte frumos. Ok. Eu vreau să mă fac muzician. Muzician. Ok, păi ascultăm doi muzicieni în această seară, cele mai frumoase. Un cântec foarte iubit, foarte apreciat al vostru, pe care îl ascultăm cu drag. Cele mai dulci minciuni.
prin care au curs vreodată în palma ta cele mai dulci minciuni. Așa. Ți-au spus că viața ta nu începe și nu se termină cu ea. Și oricât ai încercat, până la urmă ai aflat, oriunde te uiți în viața ta, peste tot e plin de ea. Și când plouă afară, plouă tot ea. Și când ninge și e cer, tot ea e primul fulg de nea. Și când e soare, căldura-i tot de la ea. Pentru că ea are, da, numai ea are cele mai frumoase picioare care ți-au călcat inima, cele mai frumoase buze care te-au mințit vreodată în viața ta. Ți-au călcat inima, cele mai curate lacrimi care au curs vreodată în palma ta. Da, un cântec de pe albumul pe care l-am tot ascultat noi pe repeat în mașină, da, în mașină, Drumul. Fantastic album, vă felicit pentru el. Mulțumim. Și ăsta se știe că e destul de bun. Adică abia așteptam să-l ascult. Noi credem că e mai bun decât primul, pentru cei care nu... E și normal să fie lucrurile din ce în ce mai bune, nu? Da, așa sens pentru cei care nu l-au mai găsit pe primul, să știți că e pe YouTube. Găsiți acolo aproape toate cântecele, mai puțin. Asta voiam să vă și întreb, unde îl pot găsi sau de unde îl pot cumpăra cei care vor. Primul album nu se mai găsește, eu nu-l mai am. Dacă cineva are două, chiar îl rog să-mi fac... îl cumpăr de la cineva care mai are două. Îl cumperi cu tot cu autograf? Da, numai. Da, să-mi dea și autograf. Nu, cu autograful tău, zic. Îmi dau singur autograf. Așa e un album că nu mai am. Iar cel de-al doilea se găsește, de fapt se va găsi începând de luni, pe site-ul facemdragoste.com. Așa, deci în online. Online, da? Okay. Sau la concertele noastre, că ne găsiți. O să mai fie și prin alte magazine, dar nu intrăm acum în detalii, că nu sunt semnate toate. Și că tot veni vorba de concerte, pe unde vă întâlnesc fanii în următoarea perioadă? În Iași nu cred că o să mai cântăm anul ăsta. O să mai ajungem în Bacău, în Piatra Neamț, în Bistrița, Cluj, Timișoara, București. Deci aveți un... o să ajungem mai zisoată și da. Aveți da. Drumuri lungi, sper să aveți și drumuri bune. Da. Din păcate, emisiunea noastră ușor se apropie de final. Nu știu când trece timpul alături de voi și alături de muzica voastră. Unde vă pot găsi cei care vă urmăresc? Mă refer la mediul online, folosiți Instagram, Facebook. Faceți-vă și voi așa un fel de promovare. Da. Vă rugăm foarte mult, doamnelor și domnilor, să ne dați like, cei care aveți Facebook. Ne găsiți acolo, ne cheamă Trupa Spam. Și când spun că vă rugăm, chiar vă rugăm foarte, din asta trăim noi. Deci când ne-a întrebat dacă trăim din muzică, nu, dar din like-uri trăim. Dacă vă place sau dacă vă semi-place. Câte un like, un leu, 10 lei, cât? Nu plătim, sper să nu se înțeleagă. Nu, Cosmin glumește. Cosmin are un simț al umorului foarte bine dezvoltat. Glumesc mai puțin cu faptul că vă rugăm să ne dați like-uri pe Facebook și să ne ascultați muzica pe YouTube și, cum să spun, având în vedere cât de greu se difuzează acum muzica de genul ăsta, cântată cu instrumente și cu multe versuri, dacă vă place muzica noastră, dați-o mai departe prietenilor voștri și o să ne ajutați foarte mult cu treaba asta. Să știți că eu vă mai ascult și la radio, pentru că în mașină, conducând, fiind mereu pe drumuri, vă ascult la Radio România. Se difuzează, să știți, da, muzica public voastră. De radio ne difuzează, Radio România Actualități, Radio Iași. Foarte sunt partenerii noștri media, chiar ne ajută foarte mult. Nu ne plângem, dar dacă vreți să ne dați o mână de ajutor... Văd că mai apar holchiștii la televizor, așa, televizor, din când în când. Alexandra, un gând de rămas bun de final de emisiune, pe care poate poți să-l îndrepti și către cei care ne urmăresc. Da, în primul rând, mulțumim de invitație. Mulțumim celor care ne ascultă și care ne urmăresc. Să transmită mai departe muzica noastră, pentru că doar așa trăim, cum a spus și Cosmin. Și să asculte muzică bună. La muzica ta numai muzică bună se ascultă. Vă mulțumim tare, tare frumos că ați acceptat invitația noastră și că ați venit la noi, la muzica ta, și ne-ați adus acest album Facem Dragoste. Cred că e cel mai frumos îndemn pe care l-am auzit în ultima perioadă.
Da, faceți dragoste, în sensul bun al cuvântului, nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră. Felicitări încă o dată, mult succes și cu acest album și cu toate proiectele pe care le desfășurați voi. Să ne mai auzim, să ne mai întâlnim la fel de voioși și cu rezultate la fel de pozitive, de constructive, de bune. La mulți ani celor pe care cheamă Dumitru, la mulți ani celor care s-au născut azi, la mulți ani TVR Iași, la mulți ani toată lumea. La mulți ani tuturor, îți spun și eu la mulți ani Alexandra Băltuță, viitoare doamnă Clement, la mulți ani Dumitru, la mulți ani Dumitru Anușca, la mulți ani Dumitru Irimia, la mulți ani TVR Iași, pentru că iată, în luna noiembrie împlinește 26 de ani și vă invităm să vă alăturați tuturor proiectelor, emisiunilor și concertelor pe care le vom desfășura. Din păcate nu mai avem timp de încă un cântec. Aș fi vrut foarte mult să cântăm Drumul, să cântați Drumul în această seară, dar îl găsim pe internet și cei care au albumul, bineînțeles că îl pot asculta din nou. Încă o dată la revedere, Cosmin Vaman, la revedere, Alexandra Andrei, felicitări trupei Spam și salutări tuturor membrilor. Noi ne luăm rămas bun, dragi prieteni, și ne revedem cu proximă ocazie. Până atunci, mulțumesc tare mult colegilor din platou și celor din regie, mulțumesc Gabi Rotarul, iar voi nu uitați, într-o lume în care puteți fi orice, alegeți să fiți buni. Noapte bună! Sta, nu dormi, nu aștepta. E luna pe cer și n-are ce lumina. Polițiștii dorm și ei, e sâmbătă, e trecut de trei și sare în aer dragostea.